Supraacciza la carburanță a intrat în vigoare vineri 15 septembrie, dată de la care va fi o creștere cu 0,16 lei pe litru la pompă pentru benzină și motorină. O nouă majorare se va aplica începând din 1 octombrie. Din costul total al unui produs, consumul de energie, gaze și combustibil al comerciantului reprezintă circa 5%. De aceea, din octombrie, când intră în vigoare o nouă majorare de 0,16 lei a accizei la carburanți, este posibil să dăm mai mult cu 5% pe orice produs. Scumpirile la carburanți operate de companiile petroliere imediat după intrarea în vigoare a supraaccizei de 0,16 lei la litru îi scot pe transportatori în stradă. Patronatele din domeniul transporturilor anunță proteste de amploare. Reamintim că guvernul a decis săptămânile trecute introducerea în două trepte a unei supraaccize pe carburanți, iar imediat după prețurile carburanților au început să crească, motivul invocat fiind creșterea prețurilor la țiței pe fondul uraganului din Texas. Din momentul anunțării până în prezent, prețurile carburanților au crescut cu până la 10 bani pe litru. Chiar din dimineața zilei de vineri, 15 septembrie, când a intrat în vigoare prima treaptă a supraaccizei, stațiile de benzină au anunțat prețuri mai mari cu până la 10 bani pe litru. Oficialul Federației Operatorilor Români de Transport a anunțat că protestele vor începe din data de 1 octombrie în Piața Victoriei din capitală, chiar în fața guvernului.